Ioana Ginghină și cu celălalt nume luat în buletin? Nu. Nu mai facem asta. N-am făcut-o nici prima dată, doar o dată am făcut-o și mi-a fost de ajuns. De ce? Care este raționamentul? Întreb și eu, ca un om neștiutor. Da, e complicat cu actele. Păi asta, vezi, ești neștiutor, că dacă exact treceai prin asta, e foarte complicat cu actele când ai un copil. Da. Pentru că dacă poliția la graniță îi se pune așa pata, începe să zică, da, aveți dovadă, pentru că pe mine nu mă mai cheamă ca Ruxandra, știi? Și atunci, cumva, trebuie să tot duc dovadă că nu mă mai cheamă nici Ginghină, dar nici când asta de divorț scrie fostă Papadopoul, actual Ginghină. Dacă ar trebui să mai vin și cu certificatul de căsătorie, că mă cheamă, adică e prea complicat. Cu trei dosare cu șină ar fi trebuit. Aia, și atunci am zis, de ce să mai complicăm viața, lasă așa. Am văzut într-un podcast în care ați apărut, doamna Ioana Ginghină, că de ziua dumneavoastră, Doamne ajută și la mulți ani să fiți sănătoasă, v-ați făcut cadou o ședință la psiholog. De ce? Cu 5 ani. Da, și de atunci o țineți cu terapia sau ați renunțat? Am mai renunțat între timp când a fost pandemia, da? Și am început acum iar, de când e copila asta adolescent. Care sunt cele mai recurente probleme pe care le întâlniți? Sau nu neapărat probleme, chestiuni pe care trebuie să le gestionați? Încrederea în sine. La ea sau la dumneavoastră? La mine. Da. Păi și cum poate influența sau afecta asta copilul sau relația cu copilul? A, nu, asta am glumit eu. Nu. Într-adevăr, mă duc și pentru ea, în sensul că dacă nu știu să manageriez o situație, da, în care nu vreau nici să fiu prea bună, dar nici să fiu prea dură, că na, e vârsta și nu poți să nici să o lași din mână, dar nici să zici, du-te, mamă, și fă ce vrei. Deci fac și asta. Dar, sincer, cu încrederea în sine, eu am așa, uite așa. Așa merg. Dar cum, că sunteți una dintre cele mai competente și râvnite și frumoase femei din România de după 90, cum ar veni? Nu, n-are legătură cu frumusețea. Are legătură cu mai mult. Uite, vezi, de exemplu, îți dau un exemplu, da? Da. Chiar azi am discutat cu, pardon, o prietenă de-a mea, vis-a-vis de influencer, știi? Da. Adică tu, de exemplu, eu nu pot să fac influențăreală ca cum se face, ca să zic, ca la carte. Eu fac, uite, am venit aici, postez de aici, da, m-am îmbrăcat, poate am postat cum am îmbrăcat, dar eu să mă duc în târg, să mă duc, să beau, să-mi pun apă în trandafir, să beau din el, să mă vezi așa pe aici, pe slow motion, n-ai cum să mă vezi, că n-am timp, înțelegi? Da. Și cumva toate astea, adică cumva când văd că au foarte mari vizualizări, zic, bă, poate asta vrea lumea, poate ar fi cazul să mă retrag, știi, să rămân cu ale mele și asta e. Dar vă temeți de opinia publică, cumva? Sau de ce ar spune ea în cazul unor postări anume? A, nu, dar nu am timp să le fac. Nu, eu fac postări, mai zice lumea una alta, nu mă deranjează asta, dar nu am timp să stau să fac genul ăsta de influențărială în care eu să stau pe străzi și să mă tot... Nu vreau să fiu dură, așa bine zic. Eu știam că ăla era cuvântul, dar am vrut să-l audă la dumneavoastră. Nu am nimic cu cei care fac asta, e loc pentru toată lumea. Dar câteodată mă gândesc, bă, ar trebui să mă retrag eu. Și vine psihologul și, bă, nu, fă-ți nișa ta, cine te place bine, cine nu, iară bine. Dar câteodată îmi vine să zic, auzi, ia, lasă-mă, gata, închid tot și merg. După aia ce facem, doamnă, dacă renunță la influențăreală? Păi de ce? Cum adică? Păi așa, una daily basis, ce mai faceți? Că asta vă ocupă timpul și energia și spiritul creativ. Nu, eu lucrez la teatru, eu în Creangă sunt angajată cu carte de muntă, actriță, cu categoria 1A, deci am un salariu, nu mor de foame. Plus că mai fac diverse lucruri, filmări, da, adică tot, nu-ți imagina că dacă nu curge pică. Da. Deci n-are legătură viața mea cu asta, asta spun, că aș putea trăi liniștită. Poate în plus. Da, fac cursuri de actorie, am business-ul meu, adică nu, na. Nu suntem un influencer. Mai întâi un job stabil și după aia influencer. Doar zicem. Carte de muncă, eu atât de un an zis, dom'le, unde e cartea de muncă? Să putem și noi să scriem acolo, actrița. Știi? Așa scrie acolo. Da. Îi pui pe burtieră, actriță. Păi da, deci eu sunt actriță cu carte de muncă de 22 de ani. Eu am 27 pe toți. Bun, hai să rămână, să aveți o viață extraordinară și o primăvară asemenea. Eu vreau să spun atâta, că știi că întotdeauna pentru tine, că ești de la Cancan, îmi fac interviu de așa natură, adică să luăm lucrurile ca atare, să nu le luăm prea în serios, da? Mulțumim. Să rămână, o zi extraordinară.